Dacă nu vrei să muncești un minut în viața ta, se spune că trebuie să-ți faci ce-ți place. Ei bine, pe acest considerent, foarte mulți antreprenori, viitori antreprenori, dar și foști antreprenori, s-au gândit sau se gândesc să-și transforme pasiunea într-o afacere. Un lucru total greșit. Și o să vedem care este diferența dintre a-ți transforma pasiunea într-o afacere sau să faci o afacere din pasiunea ta. Și vreau să spun că vorbesc din propria experiență despre aceste subiecte, lucruri care trebuie să te intereseze extrem de mult atunci când vine vorba despre viitorul afacerii tale sau viitorul planurilor pe care tu le ai. Da, este minunat să faci ceea ce iubești și să profiți din punct de vedere financiar de avantajele pasiunii tale. Dar totodată devine un subiect super, super riscant pe termen lung. Pentru că atunci când ești pasionat și începi să creezi ceva într-o anumită direcție, ești atât de focusat pe a crea și uiți sau neglijezi sau ignori în totalitate partea asta principală dintr-o afacere, partea de management al unei afaceri, partea de strategie, partea financiară și partea de marketing. Pentru că, da, este important ca în viață să faci ceea ce îți place, dar atunci când vine vorba despre afaceri, lucrurile trebuie tratate cât se poate de serios. Și practic, tu vrei să câștigi bani din pasiunea pe care tu o ai. Așa că hai să vedem despre ce discutăm mai exact atunci și care este diferența atunci când vrem să facem o afacere din pasiunea noastră. O viziune și o gândire dintr-un alt unghi, sunt absolut sigur că schimbă în totalitate acțiunile pe care tu urmează să le faci. Probabil ai văzut și tu, te uiți în statistici și vezi că majoritatea companiilor care se deschid, se închid în primul an. Sunt foarte puține afaceri care au trecut de 10 ani de activitate. Apropo, noi la Silcoeb am trecut de 18 ani și am învățat o mulțime de lucruri din asta. Ei bine, unul dintre motivele pentru care aceste afaceri se închid foarte rapid este tocmai acest lucru. Foarte mulți antreprenori, exact cum spuneam la început, își transformă pasiunea într-o afacere și neglijează elementele importante. Atunci când te hotărăști să faci o afacere din pasiunea ta, să te aștepți să întâlnești adevăruri dure la care probabil nu te-ai gândit și întotdeauna să te gândești la obiectivele tale din punct de vedere financiar și din punct de vedere strategic. Să te gândești cum o să faci bani din ceea ce vrei tu să faci și câți bani vrei să faci cu adevărat. Știu că ideea asta de a face ce îți place sună foarte drăguț așa și sună a bazm. O să facem lucrurile mai bine decât competiția, o să facem ceea ce își doresc ei, mulțumim pe toată lumea și banii o să vină așa gârlă, o avalanșă. Dar foarte rapid îți iei primele bobârnace, pentru că vezi că lucrurile stau puțin diferit și probabil o să-ți iei primele palme sau poți să-ți iei un pumn, un knockout la figurat, bineînțeles, care să spună în cap afacerea. Băi, ăsta este adevărul. Sunt brutal de sincer, după cum a spus unul dintre prietenii mei. Și acum vreau să spun câteva aspecte esențiale la care tu să te gândești atunci când, ascultă-mă, vrei să faci o afacere din pasiunea ta. În primul rând, să te gândești la piață, să te asiguri că piața își dorește ceea ce oferi tu, ceea ce vrei tu să faci. Există cerere. Și din acest punct de vedere, ar trebui să fii foarte flexibil și să te poți adapta. Pentru că uneori piața poate să-și dorească o parte din ceea ce faci tu sau ceea ce oferi, dar trebuie să te adaptezi, să te reinventezi și să faci ceea ce își dorește publicul, ceea ce își dorește piața. Atunci când te gândești la planificarea financiară, să te gândești la un buget realist și la câteva obiective realiste pe care tu poți să le atingi într-o anumită perioadă de timp. Vreau să spun că de foarte multe ori, pasiunea are nevoie de foarte mulți ani să genereze profit pentru afacere. Repet, pasiunea poate să aibă nevoie de foarte mulți ani pentru a genera profit pentru afacere. În continuare discutăm despre competențele în afacere. Da, pasiunea poate fi punctul de plecare, dar vrei să faci bani, vrei să faci profit. Așa că ai nevoie de partea strategică, de partea de management, trebuie să ai câteva cunoștințe din punct de vedere contabil și să știi, să poți să porți o discuție cu un contabil, pentru că atunci când vrei să faci bani, trebuie să înțelegi puțin acești bani și partea strategică de marketing, să vezi cum ajungi la piața care își dorește produsele tale și cum faci strategia de dezvoltare, cum îți împingi produsul sau serviciul în fața clienților prin canalele de marketing deja foarte bine cunoscute și întotdeauna să te adaptezi la noile oportunități în piață, pentru că periodic, din punct de vedere al marketingului și a promovării și a comunicării, apar fel și fel de
oportunități pe care tu trebuie să le implementezi imediat în afacerea ta. Rezistență. Poți să te pregătești pentru situații și perioade dificile. Să-ți transformi într-adevăr pasiunea într-o afacere, dar să faci afacere din pasiunea ta este un lucru destul de dificil, dar nu e imposibil. Nu vreau să descurajez pe nimeni. Se pot face aceste lucruri, se fac aceste lucruri, dar întotdeauna să ne gândim la viziunea pe care noi o avem asupra pieței, cum poate schimba produsul sau serviciul nostru, viața clienților, cu ce îi ajutăm, cât de buni suntem și să fim atenți și la piață. Cine sunt competitorii noștri? Cum se promovează aceștia? Care este planul lor de dezvoltare? Cum a fost evoluția lor? Cu cine lucrează? Sunt o mulțime de aspecte pe care astăzi poți să le descoperi, de care tu neapărat trebuie să ții cont și să ai rezistență la toate situațiile care pot să apară. După cum vezi, astăzi este cel mai greu și cel mai simplu să-ți dezvolți și să-ți crești o afacere. Unii spun că este greu pentru că deja zarurile sunt făcute. Piața este dată și deja jucătorii mari și-au luat partea de clientele, parte din piață și așa mai departe. Dar totodată tehnologia este prietenul și dușmanul nostru. Depinde cum vrem să vedem aceste lucruri și cât de realiști suntem în acțiunile pe care dorim să le facem. Pentru că este mult mai simplu. Avem aceste tool-uri la dispoziție care ne permit să vedem ce se întâmplă în piață, ce cer oamenii, când cer oamenii și învățăm din greșelile pe care le-au făcut alții. Am spus că vorbesc din propria experiență. Am făcut o mulțime de greșeli, dar am făcut și foarte, foarte multe lucruri bune care astăzi ajută mii, zeci de mii de antreprenori să gândească o afacere, să-și pornească una și chiar să o crească. Și toate aceste informații le-am pus în această carte, în E-commerce No Bullshit, carte care îți arată, ție spune tot ce ai nevoie pentru a vinde online. Acum hai să arăt câteva lucruri pe care le găsești în cartea E-commerce No Bullshit și am făcut aici câteva însemnări. Totul pleacă de la planificare. Vrei să cucerești lumea? Ai un plan. Și aici vedem care sunt elementele principale. De la competențe, de la pasiunea ta, la unique selling point, diferențiatorii pentru produsul tău, la strategie, analiza pieței și a competiției și partea financiară, venituri și cheltuieli. Plus, discutăm detaliat despre ce înseamnă o afacere online, ce înseamnă un magazin online și toată partea asta strategică de la business, la partea de marketing, care este super, super bine prezentată, tocmai pentru a înțelege mai bine cum să-ți faci o afacere din pasiunea pe care tu ai. Găsești un link sub acest material și sunt absolut sigur că o să faci cea mai bună investiție pentru tine și pentru viitorul afacerii tale. În esență, diferența de a face o afacere din pasiunea ta versus să transformi pasiunea într-o afacere depinde de viziunea pe care o ai și de stabilirea obiectivelor. Ce este mai important pentru tine? Astfel, lucrurile devin mult mai clare și pașii pe care tu poți să îi faci în continuare sunt mult mai bine stabiliți. Important este să treci la acțiune cât mai rapid. Dacă ai anumite întrebări sau provocări din acest punct de vedere, poți să-mi lași un comentariu și promit să revin cu cele mai bune soluții, cele mai bune răspunsuri pe care le am pentru tine în momentul respectiv. Sau dacă ai alte informații și recomandări de dat pentru comunitatea noastră, la fel poți să lași un comentariu să ajutăm și alți oameni. Și dacă consideri că a fost util acest material, poți să ne dai un like și te poți abona la canalul nostru pentru că urmează o mulțime de alte informații super, super interesante și utile pentru tine și mai ales pentru afacerea ta. Și da, poți să distribui prietenilor și colegilor tăi. Sunt absolut sigur că cineva o să îți mulțumească și o să aprecieze o astfel de informație primită gratuit care face mai multă claritate și mai multă lumină în viitoarele acțiuni pe care doresc aceștia să le facă. Așa că până data viitoare, spor la acțiune și multă, multă sănătate!